Bună seara tuturor, sunt Gelu Brebenel, ne revedem ca în fiecare joi seara la o nouă ediție a emisiunii Giurgiu înainte de toate. Luna martie este pe terminată, luna martie este începutul primăverii, am sărbătorit femeile, am sărbătorit bărbații, bine, femeile mai sărbătorite decât bărbații. Eu personal am ținut morțiși să pun două orelor foarte ale unor ediții bune ale emisiunii mele. Ce vor femeile? Prima emisiune, apoi ce vor bărbații, desigur. Noi bărbații mai știm ce vrem despre femei, nu o să știm niciodată ce vor. Dar poate mai aflăm ceva în seara asta. Am invitat-o pe doamna Nina Carmen Crișu. Bună seara! Bună seara, mulțumesc de invitație! Trebuie să spunem telespectatorilor noștri că ne-am propus să discutăm despre multele ipostaze ale femei în societate, în lume și în societatea românească de astăzi. Pentru că femeia este, nu-i așa, în primul rând... femeie, este, face parte din societate, este mamă la un moment dat, este soție, este gospodină, este iubită, este amantă la un moment dat, nu? Este, ca să câștige un ban trebuie să angajeze undeva, se mai implică în politică câteodată. Discutăm despre toate aceste chestiuni în seara asta cu doamna Nina Carmen Crișu, prefecta județului. Sper să fie ultima oară în seara asta când rostesc acest cuvânt. Nu, n-am invitat-o pe doamna Nina Carmen Crișu în calitate de prefect, ci în calitate de giurgiuvean, de femeie. Vreau să vorbesc și despre Giurgiu, despre giurgiuveni, despre bărbați, despre femeie și despre tot ce ne puteți spune dumneavoastră despre toate acestea. Înainte de toate, aș vrea să vă întreb, știți care este garanția succesului unei emisiuni TV? V-ați gândit vreodată? Garanția succesului, nu știu, cred că priceperea moderatorului, intuiția și răspunsurile date de invitatul dumneavoastră și coloratura lui. Cu cât o emisiune e mai colorată, cu atât e mai gustată. Zic. Prima condiție este să vină invitatul. Degeaba pregătești o emisiune mai bună, dacă nu vine invitatul, eu am mai pățit-o. Trebuie să spun telespectatorilor că mi-am propus două emisiuni cu dumneavoastră, asta este a treia. Reușită, da? A treia tentativă. Prima dată ați plecat la guvern, a doua oară s-a întâmplat că am hotărât să schimbăm subiectul și nu eram nici eu pregătit pentru asta, nici dumneavoastră, da? Iată-ne acum discutăm de 5 ori femei, au pus colegii mei titlul acestei emisiuni, despre multele ipostaze ale femeii și referindu-mă la emisiuni, îmi amintesc că aș vrea să fie o emisiune deschisă, să înțeleagă telespectatorii noștri încă de la început. Îmi amintesc, vorbeam despre succesul unei emisiuni și despre invitați. Mi-am propus odată să fac o emisiune 1 aprilie cu un popă, un actor, am zis eu, un om politic și nu știu mai ce. Până la urmă, popa n-a venit, a venit un marinar, l-am invitat pe doctorul Munteanu, dacă îl mai țineți minte, Dumnezeu să-l odinească, care n-a venit, că a crezut că e păcăleală. Mi se pare că a venit domnul Spoială și l-am așteptat, am târziat așa puțin, l-am sunat, cum vorbește dumneavoastră, Coane, zice, nu mai vin la emisiunea, și era la ușă, mă, păcălea, vorbea de la ușă, da? Deci, cum spuneam, succesul unei emisiuni ține de prezența invitatului. Mă bazez pe dumneavoastră în seara asta, da? Sigur, mulțumesc. Bun, de 5 ori femeie, despre multele ipostaze ale femeii în viața de zi cu zi, reamintesc, mamă, soție, gospodină, funcționar, om social, giurgiuveancă, da? Om politic. Vreau să vă întreb pentru început, când vă simțiți cel mai împlinită ca femeie? În care dintre aceste ipostaze pe care le-am enumerat? Păi noțiunea de femeie, eu cred că începe pentru o femeie adevărată, care e dotată cu oareși ce feminitate de când se naște. De când se naște, vede sau simte acea feminitate sau nu. Pentru că, dacă veți observa, bebelușii fete sunt cocheți de mici în cărucior sau băiețoși de mici și așa rămân până la sfârșitul vieții. E ceva genetic, da. Da, ca și împlinire a unei femei, ipostazele sunt mai multe și sunt în funcție de evoluția vârstei. Te simți împlinit prima oară la primul sărut. Zici că așa ceva nu ți s-a mai întâmplat și... Da, abia acum aflu și eu. Deci n-aș veni mai devreme. Așa. La primul sărut ți se pare că e ceva nemaipomenit și că mai femeie de atât n-ai să poți fi. Apoi, primul iubit adevărat pe care l-ai și dragostea împlinită, dusă până la capăt, iarăși te face să te simți femeie și ți se pare că ești mult mai împlinită decât atunci când ai fost. Iar culmea o atingi, zic eu, sau cel puțin în cazul meu așa a fost, în momentul în care ești însărcinată și în momentul în care
simți viața pulsând în tine, când realizezi acel miracol. Deci trebuie să vă spun că pentru mine a fost o revelație, o minune, cap-coadă toate cele 9 luni, pentru că procesul procreației nu are loc o singură dată, da? Îl repeți la lung, toată viața, dar odată se întâmplă. Și atunci stai și te întrebi de unde, de ce acum și cum se dezvoltă și de unde vine și simți viață în tine și simți că ești dătător de viață. Cred că asta este un lucru nemaipomenit și pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt femeie și că am putut simți acest lucru și cred că fiecare femeie, mamă, simte. Sunteți atunci este împlinirea adevărată. Femeile la capitolul ăsta pentru că se întâmplă, vă spun ca bărbat, am doi băieți, știi? Sentimentele de tată, dumneavoastră că femeile, voi femeile, da, de cinci ori femeie, aveți sentimentul de mamă de când aveți pruncul în nu, de când îl purtăm, de când începe concepția, de atunci, chiar de când începe concepția, pentru că eu cred că orice femeie adevărată știe momentul la care rămâne însărcinată. Și atunci simte cum începe să se formeze așa acea viață în ea și până la momentul la care simte și mișcând și o simte fizic și până la momentul la care apare copilul, sunt 9 luni de minune trăită, minune în care așteaptă și tatăl, și tatăl nu are sentimente de tată. Se întâmplă bărbaților și după ce se naște copilul, eu mă întrebam, zic, ce se întâmplă că nu... Vin aceste sentimente, dar cu timpul, nu așa repede. Vezi un bebeluș acolo. Da, vedeți, e o diferență. E o mare diferență. Noi ca și fete ne jucăm cu păpușile, voi ca și băieții nu. Și atunci sentimentul ăsta matern îl ai de la momentul la care te joci cu păpușa, o înfeși, îi dai să sugă cu biberonul ăla de plastic și așa mai departe și se formează în timp. Și apoi este și nativ. Haideți să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră. Eu personal vă cunosc de la școala 3, am fost colegi acolo. Alte vremuri, altă școală, în cazul să spunem, da? Și altă lume, alți elevi. Giurgiuveancă sunteți. Nu, chiar sigur. Nu știu prea multe despre asta. Liceu, apoi la... la... Da, Giurgiuveancă sunt, în Giurgiu m-am născut, școala 3, apoi liceul Maiorescu. Și v-ați orientat dumneavoastră spre facultate, apoi către... Metalurgie prima oară, deci am făcut politehnică, apoi dreptul, pentru că oricum dreptul a fost prima mea dragoste, asta am vrut să fac încă de la început. Condițiile de admitere la drept înainte de Revoluție erau ceva mai dificile, la modul că trebuia să înveți cu punct și virgulă, ori eu făcând Maiorescu aveam o minte mai sintetică. Ați făcut acolo ce profil? Matematică-fizică, da. Matematică-fizică și ați deci, pregătit pentru inginerie. Exact, da. Pentru inginerie pe eram profilul eram o țară real. Atunci mai da. Orientată și... către ingineri, către... Așa, și ca să învăț cu punct și virgulă proză, era foarte greu. Cam așa se intra la drept ați pe vremea aceea. Până la urmă. Nu, n-am învățat cu punct și virgulă niciodată, în toată viața mea, niciodată. Sinteza, o fac sinteză într-adevăr și îmi folosesc propriile cuvinte. Mi-e greu să folosesc în proză cuvintele altora. Mi-e ușor să învăț o poezie, dar proză mai greu. Și atunci am dat la drept la momentul la care era un alt fel de examen, se cerea contribuția ta. Oricum, la momentul la care am dat eu, era cu test grilă, cu A, B, C, D și așa mai departe. Se dătea și pe... Deci a fost o probă de cultură generală, o probă de română și o probă de istorie. Trei probe au fost la momentul la care eu am dat, dar toate gen grilă. Mi-a fost mai... relativ mai ușor, deși sinceră să fiu, terminasem deja dreptul, terminasem deja metalurgia și în toată perioada asta, bineînțeles că nu mai învățasem nimic din română, din istorie, n-am avut timp să mă pregătesc foarte bine pentru examenul de admitere de la drept și ăsta este motivul pentru care le mulțumesc din suflet profesorilor mei din școala generală și din liceu, care chiar m-au învățat temeinic, m-au obligat să învăț temeinic, pentru că și eu am fost copil ca oricare altul și avem tendința și tentația de a învăța mai superficial așa, dar pe vremea aceea chiar zic eu că se făcea școală și te prindea când erai mai superficial și te mai atingea cu o notă mică și te motiva. Mai ales la liceu.
Și eu tot la Oinărescu. Așa, mai ales la liceu. Cu domnul Manda, atunci... cu doamna Manda, ce să spun mai mult? Cu domnul Ilinca la geografie. Așa este. Și atunci m-am dus cu materia învățată din urmă și iată că m-am descurcat. Și am reușit să iau un examen de admitere. Vreau să le spun telespectatorul dacă îmi dați voie că ne pot trimite SMS-uri pe tema legată de... pe tema emisiunii. Vorbim în seara asta despre femeie și despre multele ipostaze ale femeii, cum am mai spus. Dacă n-a fost să fie metalurgist, sunteți jurist. Dacă nu se nimerea cu să fiți jurist, dacă n-ați fi jurist, ce altceva ați mai putea să fiți? Ce v-ați mai dorit? Ca și caracter, ca și formație, îmi place foarte mult să lucrez cu oamenii și atunci orice meserie în care aș fi avut de a face cu oameni, indiferent ce vârstă ar fi avut, mi s-ar fi potrivit, zic eu. Dar cel mai mult mi-a plăcut din tot ce am făcut, din tot ce am profesat, meseria de cadru didactic. Atunci chiar m-am simțit împlinită ca om de data asta, nu că, deși și ca și femeie, pentru că... Da, am lucrat în învățământul Giurgiuvean vreo 8 sau 9 ani, nu mai rețin exact, la școala 6, la școala 7 și la școala 8 și la școala 4, aveam ore în compensare, bine, nu am fost cadru didactic cu definitivat și așa mai departe, am fost suplinitor pe vremea aceea, eram studentă încă la drept și lucram în învățământ. O meserie într-adevăr foarte frumoasă și în care te simți foarte bine, adică în clipa în care intri în clasă și dai de puritatea copiilor, de puritatea sufletelor lor, deja indiferent ce ai avea, indiferent cu câte probleme te-ai confrunta, nu mai poți fi trist, nu mai poți fi supărat, nu mai... intri în lumea lor. O să mai vorbim despre școală. Haideți să continuăm despre ipostaza noastră de mamă. Aveți o fată. V-ați dori mai mult? Un băiat n-ar fi echilibrat... situația, să aveți o fată și un băiat, v-ați gândit la chestia asta? Balanța. Da. La început îmi doream mulți copii, cât mai mulți copii. Îmi plac copiii foarte mult, de aceea m-am simțit bine și în învățământ. Și aș fi vrut când, să am... Când a început începutul ăsta? Începutul ăsta, să zicem, mai de pe la vreo 20 și ceva de ani, așa, când visam eu să am copii. Și îmi doream să am cât mai mulți. Dumnezeu a vrut să am doar o fată, care mi-ajunge. Nu pot să spun că vreun alt copil mi-ar fi dat ceva, altceva în plus față de ce mi-a dat ea. Chiar mă simt împlinită ca mamă. Este un copil de care sunt mândră, chiar sunt mândră. Vreau să vă întreb, ce își dorește o mamă de la fiica ei? Depinde de mamă. În clipa în care... O mamă ca dumneavoastră. În clipa în care o mamă își dorește ceva de la copil, nu mai e mamă. Eu zic așa, copilul trebuie lăsat să simtă, trebuie să înțelegem. A dori în sensul nu dă avă înapoi a copilul, ci ce ați dori să, cum ați dori să fie, cum ați dori să ajungă, cum ați dori să se formeze. Bineînțeles că fiecare dorim ca și copiii noștri să fie cât mai bine în societate și să fie împliniți din toate punctele de vedere, numai că știți, perfecțiune nu există și atunci... Există totuși o lege a compensației. Că nu sunt împliniți dintr-o parte, sunt din partea cealaltă și tot așa. Eu mi-am lăsat copilul să aleagă și a ales meseria pe care ea și-a dorit-o. Încă n-a terminat, este în anul 2 de master, dar face ceea ce își dorește și face cu pasiune. Psiholog va deveni. Deci face psihologia, da. Și ei plac foarte mult copiii pentru că s-a axat pe terapie, copii și familie. Doar asta a vrut să facă și nimic altceva. Este mult mai perseverentă și mai încăpățânată decât mine și când își dorește ceva, chiar își atinge țelurile, muncește foarte mult pentru asta. Și ce să vă spun, asta vă spuneam că sunt foarte mândră de ea și mulțumită de cum e formată ca și om, ca și caracter. Este un om al zilelor noastre, zic eu, dar un om drept și un om adevărat. Știe să facă și compromisuri până la o anumită limită. Este dreaptă, la fel ca și mama ei, deși nu e jurist, dar am învățat-o, dreptatea și corectitudinea. Ce înseamnă să faci compromisuri? Dumneavoastră faceți compromisuri? Ați făcut. Fiecare om face compromisuri. Fără compromisuri nu poți trăi. Ultimul compromis pe care l-ați făcut, care a fost? Nu știu, nu m-am gândit la asta. A lăsat de la tine tot... Compromisurile cele mai dese pe care le fac
ultima perioadă și cred că orice om le face sunt cele din familie, când totdeauna lași de la tine ca cei din familie să simtă mai bine, sau eu iarăși fac destul de multe cu colegii mei. O relație cu copilul nu e o negociere continuă până la urmă? Nu știu dacă e o negociere, nu cred că este o negociere. Eu mi-am lăsat copilul să aleagă, nu prea i-am impus. Vedeți, negocierea intervine în momentul în care tu chiar îți dorești să facă ceva anume sau să facă ca tine și atunci negociezi, mai lasă el, mai dai tu. Nu, eu am lăsat-o să aleagă. Singurul lucru pe care l-am făcut sau cum am intervenit în viața ei și în alegerile ei a fost să-i aduc argumentele pro și contra ale acțiunii următoare pe care ea o făcea. Și atunci am zis, asta e opinia mea, cam astea ar fi argumentele pro și contra pe care eu le văd. Dacă tu ai altă opinie sau alte argumente pro și contra, judecă singură și alege ce-i mai bine pentru tine. Cam așa am lucrat cu ea și asta încă de când era prin clasa întâi, așa. Discutând despre copii la modul general, chiar dacă sunt mici, chiar dacă sunt puțin mai mari, așa, copiii din ziua de astăzi trăiesc mai multe drame. De când sunt mici și chiar în situația copilului noastră care se pregătește pentru o facultate, mulți se pregătesc pentru o facultate, termină o facultate, un masterat, nu se știe ce va fi până la urmă. Vorbeam despre drame. Odată intervine drama adaptabilității la modul școlar, a instabilității în societate, a incertitudinii, dincolo de drama pe care o au copiii, adolescenții la vârsta lor, pentru că traversează vârste dificile. Dumneavoastră, ce ați făcut pentru a pregăti copilul dumneavoastră pentru o lume care uneori seamănă cu o junglă? Trebuie să recunoaștem asta. Am pus-o să trăiască în realitate, am dat timpul înapoi și am trăit fiecare vârsta ei, atât cât am putut. Am făcut asta pentru ca să o înțeleg mai bine. Deci am copilărit, am fost adolescentă și tânără deodată cu ea, încă o dată, și am lăsat-o să aleagă singură și să-și ia propriile decizii, spunându-i încă de la început că în viață și pierzi și câștigi și că trebuie să-și asume de la început, la momentul la care a luat decizia, și câștigul și pierderea respectivă. Adică trebuie să știi, duci acțiunea până la capăt. La sfârșit poți să pierzi sau poți să câștigi. Ce pierzi, ce câștigi. Îți asumi și una și alta. Altfel, nu mai mergi până la capăt. Te oprești și cauți altă cale. Și atunci eu zic că se descurcă și nu cred că în acest fel traversează foarte multe drame, pentru că atâta vreme cât trăiești cu ea, eu am avut și avantajul, este adevărat, în ceea ce privește școala, pentru că deodată cu ea lucram și eu în învățământ și am văzut cam care-i starea de spirit din învățământ, care-i noua atitudine a profesorilor, a elevilor, cam cum se comportă ei. Și atunci, de mai de mică, de înainte de a începe școala, o luam și pe ea cu mine la clasă. A intrat un pic pregătită pentru că a văzut cam ce se întâmplă, a văzut despre ce e vorba, am ajutat-o să înțeleagă după aceea diverse tipuri de oameni, discutând pur și simplu prietenește cu argumente pro și contra, descriindu-i că până la urmă, ca să poți supraviețui, trebuie să-l accepți pe fiecare, indiferent că îl înțelegi sau nu, dar ai datoria să-l accepți, chiar dacă tu l-aprobi sau dacă nu-l aprobi în mintea ta, și ca să-ți fie viața ușoară, trebuie să faci acele compromisuri de care vă spuneam. Chiar dacă, să spunem, o atitudine a unui profesor, a unui elev, coleg de-al tău, te deranjează și contravine principiilor de viață pe care tu le ai, dacă de fiecare dată te pui contra și te cerți cu ei, nu ți-e chiar ușor și trăiești niște drame din astea, atunci îi spui, ok, asta e opinia ta, du-te pe drumul tău, opinia mea e alta, am pus punct și am terminat. Da, haideți să revenim la ipostaza de femeie. Aș vrea să vă întreb care sunt calitățile pe care le apreciați cel mai mult la o femeie, dumneavoastră, la modul general, așa. Ce-mi place cel mai mult la femei, la modul general? Îmi place tipul de femeie cu adevărat feminin, care știe să-și poarte feminitatea și să se poarte ca o femeie. Îmi place foarte mult sinceritatea și atunci asta apreciez la o femeie ca și la un bărbat, să fie sinceră. Îmi plac femeile care sunt mame bune. Îmi plac femeile care știu să se poarte și să-și înțeleagă familia, respectiv bărbații și copiii. Cam asta înțeleg eu prin a fi
femeie adevărată. Asta admirați dumneavoastră la o femeie, da? Da, cam asta admir eu la o femeie. Să vă întreb și ce vă displace la o femeie. Prefăcătoria. Deci prefăcătoria îmi displace cumplit în clipa în care o femeie își schimbă comportamentul doar de dragul de a fi nițel mai apreciată decât e, de a fi mai teatrală decât e, pentru că atunci se pare că este ceva mai interesantă. Sunt lucruri care displac profund și... Se poate traduce în cochetărie până la urmă, nu? Nu, nu, nu. Cochetăria este altceva. Este a fi tu însăți, până la urmă, ești sau nu ești cochet prin naștere. De asta spun, dacă totuși o femeie este mai băiețoasă, că așa a fost ea lăsată, da? Și ăsta este caracterul și temperamentul ei, păi aceea dacă începe să cocheteze cu gesturi teatrale și așa, adică deja devine disgrațioasă și nu cred că își atinge scopul. Și atunci, ca să poți fi o femeie adevărată, zic eu, trebuie să te cunoști în primul rând pe tine, foarte bine. În clipa în care știi cine ești, ce poți, îți cunoști limitele de gândire, de comportament, de prag, de la orice, categoric te porți ca atare, așa cum ești. Am o curiozitate. Ne puteți să explicați și nouă bărbaților de ce sunt femeile uneori atât de rele? Atât de rele uneori? Da, uneori sunt rele. Nu știu, eu zic că noțiunea de femeie, în opinia mea, n-ar trebui să cuprindă și răutatea, dar sunt. Acum, să nu credeți că eu sunt bunătatea întruchipată și eu sunt rea uneori, că, na, asta e. Cum sunteți dumneavoastră când sunteți rea? La serviciu, unde? Peste tot. Nu numai la serviciu. Nu pot să spun că sunt rea numai la serviciu. Fiecare dintre noi suntem răi și cu părinții noștri, suntem răi și cu copiii noștri, suntem răi și cu soții noștri. Și cauzele de cele mai multe ori sunt neîmplinirile personale. În clipa în care ești foarte obosit și vii acasă, probabil e frustrarea aia interioară, eu sunt atât de obosită, sunt terminată, știlalți sunt mult mai bine decât mine din familie, da? Uite că lor le zâmbește fața și eu sunt vai steaua mea. Și atunci categoric e frustrarea aia și îți arăți un pic răutatea. Asta ar fi o cauză. Alta, nu ți ajunge ceva sau îți mai trebuie ceva ce n-ai și iarăși... deci toate vine de la o frustrare oarecare. Răutatea nu vine și din invidie la femei? Da, care sunt invidioase, da. Deși e un defect destul de mare. Ce se întâmplă dacă apare eu. O femeie frumoasă la televizor, să zicem, da? Și sunt bărbați în preajmă, imediat o admiră. Dacă sunt femei, încep, are fundul mare, are cearcăne, are nu știu ce. Femeile văd defectele femeilor mai mult. Bărbații sunt tentați să le vadă calitățile, să vadă ceva frumos. Nu cred că toate sunt la fel, să nu generalizăm. Sunt bărbații în măsură să vadă mai frumos decât femeile? Nu. Nu. În egală măsură și bărbații și femeile văd frumosul. Faptul că o femeie din invidie... Credeți că femeile văd frumosul? Chiar așa credeți dumneavoastră? Ba, eu cred că văd chiar mai bine decât bărbații. Adică, eu cred că latura... Frumosul în ce sens? Frumosul în sensul... O haină frumoasă, asta înseamnă să vezi frumosul, o fustă, nu neapărat, elegantă, nu neapărat, pantof, orice. O operă frumoasă, un tablou frumos, un copil frumos, o femeie frumoasă, orice. O poezie frumoasă. Eu cred că femeile... Doamna Cristiu, cei mai mari poeți ai lumii, cei mai mari pictori ai lumii sunt bărbați. Ca să nu zic că și cei mai mari bucătari sunt bărbați. Corect. Eu cred că totuși bărbații, țin și eu cu bărbații acum, au calitatea țineți, de a vedea frumos țineți, mai bine țineți, decât femeile. Dar cred că femeile sunt cele care pot aprecia mult mai bine decât bărbații, pentru că, vedeți, în viață sunt jumătățile, da? Bărbatul și femeia. Dacă bărbatul e puterea, femeia e sensibilitatea, sau cel puțin eu așa văd. Și atunci eu cred că simțul cultural, artistic, simțul frumosului este mai dezvoltat, sau ar trebui să fie mai dezvoltat la femeie. Iar faptul că, așa cum a spus mai devreme, o femeie nu apreciază sau nu face o afirmație despre o altă femeie că e frumoasă, n-ar face că nu vede că e frumoasă. Vreau să vă întreb, vă plac bărbații puternici sau bărbații sensibili? Bărbații puternici și deștepți. Ce înseamnă un bărbat puternic pentru dumneavoastră? Un bărbat în care atunci când l-ai văzut prima oară, simți că lângă el poți sta oricând și nu ți se va întâmpla nimic. Deci e problema de simț, de intuiție, așa cum voi bărbații nevoie intuiți... Nevoie de siguranță vorbiți dumneavoastră aici, nu? Da, da, da. Vă place să fiți puse în siguranță și vă sunteți în siguranță pe lângă un bărbat pe acolo. Nu cumva în umbra lui? De ce în umbra lui? De ce în umbra pentru lui? Că l-ați așteptat să vină ca să fiți în siguranță sau nu vă puteați împlini nici această necesitate elementară de siguranță fără un bărbat?
Deci trebuie să vă gândiți că eu sunt de vreo 30 de ani singură, sau aproape 30 de ani singură. Și m-am simțit în siguranță în toată perioada asta, deși n-am avut niciun bărbat lângă mine. Necăsătorită. Da, în sensul de necăsătorită, da. Nu, am exagerat, 25 de ani, nu 30. Așa. Deci de 25 de ani sunt cam singură și nu, n-am avut niciodată un bărbat în spate care chiar să-mi țină spatele. A te simți apărat nu înseamnă neapărat că cineva îți ține spatele, ci că simți puterea, așa cum o femeie degajă sensibilitate și frumusețe, ceea ce bărbaților le face plăcere și sunt atrași de o asemenea femeie, la fel și femeilor, în clipa în care un bărbat degajă putere, și sunt bărbați care degajă putere când te afli în preajma lor, și sunt bărbați în fața cărora noi femeile lăsăm garda jos în secunda 2, exact așa cum am spus. Pentru că în clipa în care te afli lângă un astfel de bărbat care simți că degajă putere... Nu vrei teamă să lăsați garda jos? O lași fără să vrei. O lași fără să vrei. Bine, și conștientizez la un moment dat, odată cu vârsta, capeți experiență și atunci lași garda jos mai devreme sau mai târziu, dar în fața unui bărbat puternic și care în clipa în care a deschis gura, ți-ai dat seama că are și ceva de spus și că-ți place ce are de spus acel om, indiferent cât de rațional ai fi ca femeie, lași garda jos. Nu definitiv poate, dar o lași. Să înțeleg că un bărbat puternic nu poate fi sensibil, nu apreciați și chestiunea asta la un bărbat. Ba da, dar nu se exclud una pe alta. Dar nu se exclud una da, pe alta. Da, ați ales prima dată să fie puternic. Deci dacă nu da, e puternic da, și e numai sensibil, așa, nu vine o anumită forță și din sensibilitate? Dacă spuneți dumneavoastră... Nu, eu vă întreb, am curiozități legate de cum gândesc femeile. Eu asociez sensibilitatea... cumva exagerată cu slăbiciunea. Or, slăbiciunea nu-mi place nicicum, nici la bărbați, nici la femei. Nu-mi plac oamenii slabi. Nu-mi plac. Oamenii slabi sunt oamenii care pot fi ușor manipulați și asta înseamnă că nu mai sunt ei, că nu mai gândesc cu capul lor, că nu mai acționează după mintea lor, că nu mai simt cu sufletul lor și atunci e mai greu pentru un om de genul ăsta să... Ceea ce spuneți dumneavoastră, să știți că știu și majoritatea bărbaților. Deștepți, bineînțeles. De-aia exact. Uneori nu sunt chiar, nu par chiar atât de sensibil pe cât sunt ei, pentru că nu le place nici lor să lase garda jos, nu-i așa? Corect, numai că în clipa în care au găsit femeia care le dă încredere și lângă care le place să stea, și ei lasă garda jos. Și atunci intervine acea cunoaștere adevărată între unul și celălalt. Doar atunci intervine, în clipa în care și unul și celălalt au lăsat garda jos. Am zis, chiar dacă nu definitiv, până la urmă, cred că niciun om în viață niciodată nu lasă garda jos definitiv. Fiecare ne apărăm sufletul, părticica de suflet care este doar a noastră, fiecare ne-o păstrăm pentru noi, părticica de rațiune care este doar a noastră, fiecare ne-o păstrăm pentru noi, dar ne dezvăluim din ele până la o anumită limită în funcție de cel cu care conviețuim la momentul respectiv. Da, dați-mi voi să mă ocup și eu de o chestiune tehnică în această emisiune. În primul rând vreau să vă spun că suntem prost cu timpul. Am propus aici să discutăm multe chestiuni, probabil că pentru mai multe emisiuni. Cu Vale din regie mi-au apărut niște dungulițe pe aici, musculițe pe laptop, dacă sunt cumva SMS-uri publicele, că nu văd nimic. E un laptop de... mai special ăsta. Să cel puțin nu ne înțelegem în seara asta. Bine, publicăm dacă sunt SMS-uri și l-aș ruga regia, avem vreau să discut despre genul de bărbat pe care le apreciez dumneavoastră. Am pregătit un ceva special. Vali, te rog frumos folderul cu domnii să-l difuzăm. Da. Ce ne puteți spune despre personajele care apar acolo? În câteva cuvinte, așa, referitor la genul dumneavoastră de bărbat. Cum vă place domnul Tăriceanu? Îl apreciez pe domnul Călin Popescu Tăriceanu ca și politician, ca și inteligență, ca și discurs. Mai departe, Vali? Ia să vă pun puțin în încurcătură. Cine este acest personaj? Nu știu. Vă descurc imediat dacă dăm următorul folder. Era Corneliu Copos în tinerețe. Da, nu i-am văzut pozele din tinerețe. Este absolut scuzabil, da. Da. Ce ne spuneți despre senior?
L-am cunoscut foarte puțin, dar și am aflat foarte puțin. Mulțumesc, mami, pentru că ai vorbit așa frumos despre mine. Ia uite ce SMS avem, cine m-a trimis SMS. Citiți acolo, da? Mulțumesc pentru omul care m-a ajutat să devin. Da, te iubesc, copilul meu. Este un om deosebit, un om care a trecut prin viață fără să lase garda jos niciodată, probabil nici măcar față de el însuși, și-a învins de fiecare dată și și-a fixat noi targeturi pe care le-a depășit de fiecare dată până la sfârșitul vieții. Aș vrea să le spun hoardei de politicieni pe care îi avem la ora actuală, cei care nu i-au luat încă DNA-ul, să mai gândească puțin la Corneliu Coposu. Așa este. Și să-și dea demisia din politică dacă nu sunt în stare de nimic. Trecem mai departe. Aici cu cine avem de-a face? Cred că este un actor, dar... Nici un actor, Einstein. Într-o ipostază. A, da? Da. Vedeți? Dacă l-ați spus cu limba scoasă, na. Da, o poză celebră. Da, ce să vă spun de Einstein? Un geniu și atât. Deja tip, spune un, mult. Un mare domn și un tip cu foarte mult haț și umor. Mai departe, Vali, dacă mai avem. E, un bărbat... Adevărat, mor femeile după el. Ia să vă văd cum vă raportați la... Nu e genul meu, din păcate. Ăsta. Nu, chiar nu e genul meu. L-am ratat și pe ăsta. Mai avem Vali acolo, ia să vedem. Da. Foarte mult respect. Admirație. Și ce să vă spun? Cu tot sufletul. Alături de dumnealui. Un exemplu, cred că, pentru multă lume. Chiar... am crescut sub oblăduirea lui și a învățăturilor lui. Patriarhul Teoctist, îl regretăm cu toții, da. Mai departe, respect. Vali, dacă mai avem? Toți la un loc, nu e cazul să trecem peste alta. Mulțumesc, Vali. Ne păstrăm pentru a doua rundă de fotografii, puțin mai târziu. Aveam și o melodie frumoasă pregătită, nu știu dacă mai difuzăm, că n-avem timp. Haideți să mai discutăm puțin despre bărbați. Ce ați luat cu dumneavoastră pe o insulă unde nu sunt bărbați? Înțeleg că insula nu este pustie, da? Eu ipotez, eu am formulat ipoteza asta. Okay. Nu schimbați asta. Ați spus că e lipsită doar de bărbați. Știți deci ce se întâmplă? Ideea de insulă știți ce înseamnă, da? Înseamnă singură. Da. Mă rog. Hai să zicem că ar fi numai femei, da? Și nu sunt bărbați. Ok. V-am întrebat că... Sau, mă rog, am exclus ipoteza că nu e o insulă pustie, pentru că pe o insulă pustie nu m-aș duce niciodată. Iar dacă aș ajunge din întâmplare, ar fi o întâmplare și atunci n-aș putea să pregătesc ceva special dinainte să-mi iau. Iar dacă este o insulă fără bărbați, mi-aș lua ce mi-au de obicei. O carte și instrumentele pentru făcut cafea. Pentru că în fiecare dimineață, întâi trebuie să-mi fac cafeaua ca să mă pot trezi și apoi mai discutăm. Și cartea pentru că altfel nu pot dormi. Deci, acestea, inevitabil, oriunde aș merge, le am cu mine, le-aș avea cu mine și pe acea insulă. Iar în rest m-aș descurca. V-ați dar cu cam. Am un citat aici, l-am găsit zilele trecute, aș vrea să discutăm puțin pe marginea lui. Zice așa, există o teorie care spune că viteza cu care femeia își consumă emanciparea este de fapt o întâmplare forțată, nenaturală. Că emanciparea femeii este tot un complot al bărbaților petrecut cu voia lor. Că femeile, deci teoria mai spune, că femeile sunt numai în umbra bărbaților, mereu dependenți de ei, și că această emancipare, cu garda jos, cum spunea dumneavoastră, că femeile sunt numai în umbra bărbaților, mereu dependenți de ei, și că această emancipare de care vorbim este un surogat. Nu. Am întâmpinat aceste păreri. Nu este un surogat, pentru că nu știu câte femei... așa zis, supuse, mai există în zilele noastre. Chiar dumneavoastră a spus că femeile sunt rele, mai devreme. Deci... Să mai spune că bârfesc mult. Chiar așa, de ce bârfesc femeile atât de mult? O, dar de ce bârfesc... de ce bârfesc bărbații? Că bârfesc mai mult decât femeile. Bărbații discută, vorbesc. A, da? Și femeile discută, nicio problemă. Aceeași discuție e. Și de o parte și de alta. Se spune că puțină bârfă face bine la ficat. Și atunci, probabil, de-aia o aplică și femeile și bărbații. A, da, e incidența îmbolnăvirii de... Sigur. La femeie e mult mai mică ca la bărbat, da. Ați văzut? Da, probabil vorbim, respirați mai bine, vă irigați mai bine. Da, asta e o boală generală și probabil că va fi cât va fi lumea, a fost de când lumea și va fi cât va fi lumea. Nu e o boală că s-ar trata, nu știu cine și-a propus să trateze bârfa până acum.
Probabil că dacă v-ați propune, eu tot zic că femeile bărfesc mai mult decât bărbații, v-ați propune, poate femeile s-ar mai trata puțin așa, știi? Chiar să vorbesc, mie îmi plac emisiunile legate de psihologie. O să întreb un psiholog dacă se poate trata, dacă a venit cineva care vorbește mult așa, știi, vreo doamnă la psiholog. Care să trateze de bârfă, nu știu. N-am... Știți că bârfa vine la un moment dat din interior, de la anumite gânduri, de la... Se poate trata, zic eu. Nu, bârfa zic eu că vine din... Ar trebui conștientizată ca să o tratezi. Da. Și părerea mea este că bârfa scade odată cu creșterea gradului de cultură și inteligență. Adică de-a lungul vieții am avut ocazia să trăiesc, să discut cu oameni de toate categoriile sociale și atunci se poate face diferența dintre de toate, cred că e impropriu spus, categorie socială, nu de asta contează, sau nu de asta ține foarte mult, pentru că sunt așa zisele categorii sociale foarte înalte unde se bărfește foarte mult. Nu, ține nu de mai mult de cultură. Și anumită igienă morală. Exact, de igienă morală, de cultură, de civilizație, pentru că, vedeți, trăim anomalia astăzi când un om are două sau trei facultăți, să spunem, da? Vine și îți prezintă nu știu câte diplome, ba mai are și un doctorat, dar n-a citit o carte în viața lui. E, nu poți spune totuși că acel om s-a emancipat cumva sau nu poți avea pretenția ca acel om să nu... Am tot respectul pentru cineva care are trei facultăți și n-a citit nicio carte, dar este un mare specialist în domeniul lui și în stare să inventeze în domeniul în care s-a pregătit. Păi dacă a făcut trei facultăți, înseamnă că a făcut trei domenii diferite. Chiar credeți... S-o opri el la... Chiar credeți că un om poate fi specialist în trei domenii diferite? Probabil că nu e specialist în niciunul, dar mă rog. Într-un singur domeniu. Există o teorie occidentală, vine și de la noi, mai ales, nu neapărat occidentală, din America, care spune că la un moment dat, odată la 10 ani, vom ajunge să ne schimbăm meseria din anumite motive. E o chestie sociologică, nu vreau să concentrăm prea mult pe chestia asta. Asta înseamnă că odată la 5 ani, la 10 ani, la 15 ani sau când ai chef, îți faci o altă pregătire către care tu te îndrepți. Se întâmplă foarte des în zilele noastre ca și copiii să nu-și găsească adevărata vocație încă de la început. Iar ca să mergi la un serviciu, să faci o meserie care îți displace și care nu se potrivește, este un chin. Și faci o a doua meserie. Păi cu asta de acord. La un moment dat să o iei de la capăt, să zici, nu, mă opresc aici. Ok, cu asta de acord. Nu, eu vorbeam de cei care vin de la început. Deci îi țin părinții vreo 15 ani în școli, fac vreo trei facultăți și un doctorat, cum vă spusei, vin cu doldora de acte, dar n-au citit o carte în viața lor, pentru că, vedeți, de cele mai multe ori și cele trei facultăți și doctoratul le făcură la ei și zero. Și... Știu foarte bine, chiar am publicat într-o revistă... Și atunci de asta ziceam de bârfă, că nu depinde neapărat de... Un articol intitulat chiar Prioritate de stânga. Ăștia au prioritate, a ajuns societatea noastră să dea prioritate sura cu diplomă de asta, de la ei și zero, știi? Și iar ceilalți care să au o facultate adevărată, da, termină facultatea. Nu cred că e așa. Eu văd, sau cel puțin sunt o optimistă, așa am fost tot timpul. Cred că lucrurile se vor schimba. Adică hai să ne gândim se că schimba, până la urmă... Să știți că la un moment dat societatea noastră și mai ales piața locurilor de muncă, dacă pot să spun așa, s-a echilibrat. Știți ce am făcut cele mai multe facultăți cu X și zero? Funcționarii care trebuia neapărat să aibă o facultate să rămână pe posturi sau să ajungă mai departe. Așa este. Asta este prioritatea de stânga, cu diploma lor acolo luată la X și zero. Așa este, dar asta, să zicem că mai ține acum în instituțiile de stat. Dar, așa cum ați spus, deja în instituțiile de stat începe să devină o problemă să semnezi și să-ți asumi responsabilitatea. Ori și în aceste instituții bugetare, dacă chiar nu știi meseria și tragi o semnătură acolo ca primarul, iar după aceea plătești cu ceva ani ascuns, stând pe la răcoare, n-o să prea să-ți mai permiți să faci lucrul ăsta. Pentru că, vedeți, sunt oameni care au avut prioritate de stânga și au luat școlile alea și sunt după 15 ani de vechime și habar n-au ce meserie fac, nici la momentul acela. Deci am cunoscut și oameni de genul ăsta, care au rămas la nivelul lor, știu cum se făcea meseria acum 20 de ani când au ieșit ei, de atunci au involuat, dar de evoluat nicicum. Toată lumea a ținut că
da, cum sunt în vârstă, totuși au experiență. Experiență a ce? Nu știu, n-am înțeles niciodată în ce consta experiența de viață, poate, dacă or avea-o și pe aia, pentru că am mai întâlnit și oameni și la vârsta selectuții care nu aveau experiență de viață, categoric. Și cam asta... Apropo de experiență, experiența mea de moderator îmi spune că sunt într-o mare criză de timp. Mai avem 12 minute, să am sărit peste multe capitole. Discutăm puțin despre femeile în politică. Care este modelul dumneavoastră de femeie implicată în politică? Din România și din afară. Nu cred că mai sunt la vârsta la care trebuie să-mi fac un model, dar ca fiecare om am avut și eu modelele mele. Ca și copil am admirat-o foarte mult pe Regina Maria. Am aceeași admirație și acum față de ea, iar ca și om politic, iarăși am admirat-o și am încercat să-mi o iau ca și model pe Margaret Thatcher. La un moment dat, unul din colaboratorii mei chiar mi-a zis doamna de fier, deși nu știa de faptul că eu chiar o admirasem pe doamnă. Se pare că am și preușit un pic, știți, totdeauna când te interesează un om și chiar îl admiri cu tot sufletul și îl respecti pentru ceea ce face, fără să vrei împrumuți din modul de gândire, din atitudine sau așa mai departe. Ia să vedem ce zice Vali cu cel de-al doilea folder despre femei. Ia, Vali, dacă ești pregătit, câteva cuvinte despre fiecare poză în parte, dacă recunoașteți personajul, primul rând. Este Lavinia Șandru, da? Dacă ziceți dumneavoastră. Da, Lavinia Șandru. Este un moderator bun, dar sincer nu admir foarte mult. Ce moderează Lavinia Șandru? Păi e pe la realitatea pe undeva, nu știu ce emisiune, nu-i urmăresc foarte mult emisiunile pentru că nu, am zis, nu o admir foarte mult. Mai departe? Hai. Vă mai amintiți personajul? Nu? Doamna Mona Muscă a dispărut la un moment dat și eu am admirat-o foarte mult pe femeia aceasta. Nu știu foarte multe de Mona Muscă nici la momentul la care era în politică. De altfel, eu nu sunt un politic și nu prea m-a interesat politica niciodată așa încât... A dispărut la un moment dat, a avut decența să retragă definitiv, bănuită că ar fi colaborat cu SRI, nu știu, cu securitate. Bun, mai departe. A avut decența totuși. Ia să vedem aici... Care este personajul care se caută acolo? Mă întrebați de doamna blondă, da? Sau de cine? Cine considerați voastră că e în centrul atenției? Nu știu, nu recunosc pe nimeni acolo, chiar nu. Doamna blondă. A venit să ne așeze liberalii pe la Giurgiu, pe aici. A, da? Doamna Raluca Sandu, da. Îmi pare rău că e și poza puțin neclară. Da, și nici nu am cunoscut-o personal pe doamna, doar ce am văzut-o din fotografiile dumneavoastră pe a ziariștilor și atât, așa încât mi-a fost mai greu să o rețin. A fost și la noi la televiziune invitată de o colegă. Mai departe, să vedem ce am mai pregătit. Ce avem aici? Un pistolar acuză. Nu știu, nici pe doamna nu admir foarte tare. Mă țineți dumneavoastră, nu vreți să ziceți ceva. Ce mai de zis? Ia mai departe să vă văd acum. Da. Admir personajul pe care îl interpretează, nu actrița, neapărat, care nu știu cine e, care e actrița. Este cea din urmă cu pistolul. Da? uite, vedeți, o transformare nemaipomenită. Cred că Sânii nu-i aparține, dar mă rog, acum mi-a venit ideea, dar mă rog. Da, Cleopatra, într-adevăr, este de admirat. Este de admirat într-o oarecare măsură. Nu în totalitate, dar este de admirat. Ce mai avem noi acolo, Vali? Așa și toate la un loc. Pe care ați alege până la urmă din cele 5 ipostaze? În mod special, nu cred că aș alege vreuna. Eu cred că v-ați oprit la Cleopatra totuși, da? Doamna, da. 8 minute. Doar până la o anumită limită. Mă opresc la Cleopatra, dar cu o anumită limită. O minute din prea frumoasa noastră emisiune, ca să zic așa. Haideți să discutăm puțin și despre ipostaza în care sunteți gospodină. Mai aveți timp de chestii de-astea prin gospodărie, prin bucătărie? Vă place să gătiți? Mai aveți timp? Da, îmi place să gătesc. Gătitul pentru mine este un hobby, nu o datorie.
Mi-a plăcut întotdeauna să gătesc și îmi place și acum. Am început mai de la o vârstă mai fragedă așa. Gătesc și acum în weekend. Vă întreb pentru că există un precept care spune că locul femeii e la caratiță. Nu îl împărtășesc. Așa spun unii bărbaști. Alt precept spune că o detașează pe femeie, pe femeia modernă de bucătărie. Total. Dumneavoastră unde vă situați? Pe undeva la mijloc. Pentru că nu poți fi femeie cu adevărat dacă nu ești gospodină. În opinia mea. Deci dacă nu știi totuși să... O mâncare bună, pregătită atunci când trebuie și un pahar de vin bun, cred că poate face foarte mult într-o relație, că tot vorbim de bărbați și femei, ori dacă nu ești în stare să faci asta și comanzi o pizza și mai dai și o bere, nu știu dacă e tocmai ok, da? Dacă îți faci timp, deși ești o femeie modernă și nu speli și nu calci, dar îți faci timp pentru că știi să faci lucrul ăsta și îi speli și calci cămașa odată, E ceva, e de admirat. Și de asta am spus că mă situez undeva la mijloc, pentru că nu am timp să fac gospodărie în totalitate, atât cât ar trebui să fac. Nu știu dacă chiar mi-aș dori. Până la urmă, cred că nicio femeie nu-și dorește să facă absolut tot în gospodărie sau să facă doar gospodărie. Decât așa, când are chef, nu? Da, să o facă ca și un hobby, este o adevărată plăcere. Da. Este o adevărată plăcere. Dar nu puteți să faceți toate lucrurile în gospodărie cu plăcere? Ba da, se pot face, dar vedeți, locul femeii nu este doar la cratiță. Este și la cratiță, dar nu doar la cratiță. Deci lucrurile sunt pe undeva la mijloc, da? Undeva la mijloc, nici întotdeauna. Nici detașat așa de cratiță, nici numai acolo. Împărtășesc părerea dumneavoastră, bineînțeles. Bun. Doamna Nina Carmen Crișu, giurgiuveancă înainte de toate. Vreau să vă întreb, ce vă place cel mai mult în Giurgiu? Faptul că este populat. Asta îmi place cel mai mult. Îmi plac giurgiuvenii, concetățenii mei. Iubesc, m-am simțit e bine în orașul meu dintotdeauna. E populat sau depopulat? Știți că ne-au dispărut de la ultimul recesământ în 10 ani? Câți? Giurgiuveni? Aproape 17.000 au plecat. Deci nu mai sunt. Dar aveam odată 17.000, nu mai puțin. De la 71 la 59, 12.000. Bine, unii n-au fost găsiți la recesământ, că sunt câteva mii care sunt plecați până acolo, până în Spania, până în Italia, nu poți să le mai zici, giurgiuveni până la... Asta e acum... S-a depopulat. Nu este problema doar în Giurgiu, este problemă națională. Toată lumea merge să muncească acolo unde reușește să câștige mai decent și să se poată întreține. Giurgiu, un oraș frumos pentru că este populat. Ce vă mai place în Giurgiu? Observați că pun piciorul pe accelerație, că mai avem doar 5 minute. Îmi place Dunărea, îmi place portul și în același timp îmi displace. Îmi place portul pentru că este frumos și pentru că este superb să mergi în port și să privești Dunărea și vapoarele, dar să nu te uiți și pe jos. Dar să n-ajungi la spital că te-au mușcat câinii marinarilor. Deci, dacă ceva îmi displace foarte mult în Giurgiu, este că dacă vine o motonavă cu turiști, nu să opresc ei până Giurgiu, dar măcar urcă puțin pe faleză pe acolo. Sunt 10-15 clinde care nu poți efectiv să treci. Iarăși... Deci așa primim noi turiștii în Giurgiu și ne batem cu cărămida în piept. Că mie mi se pare că vorbim aproape degeaba despre Giurgiu, cu toate întrunile și cu toți care vin pe aici, Giurgiu, oraș turistic, nu știu ce. Când oprește o motonavă, repet, și le-i frică lora să se ducă înapoi pe motonavă, că nu știu ce, cu câine. Oricum, comparativ cu alte orașe din țară, în Giurgiu avem mai puțin câini, deși nu e... Nu mă bucură asta, să știți. Vizicătoarea aia cu urlă câini în Giurgiu. Deci, nu vă bucură, e adevărat, nici pe mine nu mă bucură, nici... Eu iubesc animalele, e adevărat, dar cele de pe stradă care amenință oamenii, categoric nu, și cu asta chiar nu-s de acord, dar până când nu se va rezolva problema la nivel de țară, nu o să se rezolve nici la noi. Spuneți că urlă câinii în Giurgiu, știți care e povestea cu câinii? Vă întreb așa, ca cu Giurgiu, dacă știți povestea cu de ce urlă câinii în Giurgiu? Pentru că oamenii au plecat, au pribegit, câinii au rămas aici, ei s-au dus cu oile pe partea cealaltă și câinii urlau după oi. Și... Pe la 1860, dar odată așa. Cu retragerea masivă a turcilor din Giurgiu. Așa, da. Și-au lăsat și câini și orașul s-a pricopsit cu o droaie de câini care rămași fără stăpâne, au început și ei să urmă. Ei, nu de atunci așa sunt. Așa am intrat noi în istoria lumii, să știți. Da. Nu de atunci sunt câinii de acum. Asta e. Ce sunt vă mai place mai în Giurgiu și ce vă displace?
Îmi place că este orașul meu, îmi place sentimentul de siguranță pe care l-am în orașul meu. Dintotdeauna am ieșit fără nicio teamă, fără nicio grijă. M-am la plimbat în acest bine, oraș, da, și asta admir și îmi place foarte mult. Îmi place prietenia oamenilor, faptul că întotdeauna găsești un cuvânt bun de schimbat cu oricare om. Îmi place că te opresc oamenii pe stradă și te întreabă, chiar dacă nu te cunosc, dar dacă au o curiozitate referitor la ceva ce ai cumpărat și vor și ei, te întreabă de unde l-ai luat sau... Este sentimentul acela de oraș mic și intim în care te simți ca într-o familie, o mare familie. Ceea da, ce... orașul mic te fură încet cu ale lui tăcute strade, cum zicea poetul. Așa, așa, așa. Cu oameni proști, dar cum se crede ce nici nu știu că sunt poet. Așa zicea poetul. Vreau să vă pun în următoarea situație, în două minute cât mai avem. Să presupunem că sunteți în centrul orașului și trebuie să așteptați pe cineva o jumătate de oră. Spuneți-mi și mie ce faceți în jumătatea aia de oră. Da. Că am pățit-o eu. Deci asta e lucru care urma să vi-l spun că îmi displace. Că dacă te duci la cafenele e plin de cocălari, că așa le zic, care își trag mașinile acolo, după care le pornesc cu frânele, întorple, nu știu ce și nu știu cum. Așa este. Așa este. Deci nu avem niște locuri de recreere recreate, da? Aerisite, în care să putem merge. Mi-aș dori mai multe instituții de cultură. Mi-aș dori mai multe... Nu credeți că avem destule instituții de cultură pe metru pătrat? Probabil că nu. Păi pentru că aici nu se... lângă ale este muzeul și centrul de conservare a folclorului, da? Nu, avem centrul de... Ateneul Bălănescu, da, instrumentează și școala de muzică centrul acesta. Da? Ateneul Bălănescu. Să vă spun o chestie, anul trecut s-a ținut o olimpiadă de muzică la Giurgiu. Au venit foarte mulți oameni din toată țara și mai care la... din Giurgiu, nu? Giurgiuveni, au luat și premii. Au fost și de la noi. Îmi spuneau oamenii ăia, zice, domne, trebuie să mă duc, să încurcaseră între teatru, centru cultural și Ateneul Bălănescu. Și stând de vorbă cu ei, i-am întâlnit la un sup acolo, mi-au zis, domne, ce oraș frumos, cochet și curat aveți, era spre vară, așa că în orașul arată bine. Și zice, ce de instituții culturale? Eu cred că avem instituții culturale. Avem, poate că n-avem, nu știu, cultura... N-avem oameni care să aprecieze că se pot duce la teatru, că se pot duce să vadă o expoziție mai bună, mai rea, să pot duce la bibliotecă. Mi-ar plăcea ca în fiecare seară, dacă simt nevoia în seara asta să merg la un teatru, să pot merge, nu se întâmplă. Mi-ar plăcea dacă vreau... Întâmplă pentru că nu vin giurgiuvenii la teatru. Nu se întâmplă pentru că nu sunt mereu și nici nu știi ce sunt și nu există o publicitate suficientă făcută. Dacă vrei să vezi un balet, nu ai unde. Dacă vrei să asculti o operă sau operetă sau ceva, nu ai unde. La București, doamnă, la București. Dacă vrei să vezi o trupă de dansatori buni, iarăși nu ai unde. Dacă vrei să mergi... Dați-mi voie să vă reproșez, da? Dar nu sunteți chiar la punct cu chestiunile astea. Pentru că anul trecut numai Centrul Cultural a organizat câteva acțiuni cu balet, cu soprane, cu tot ce vreți dumneavoastră. Da, 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 trei pe an. Da, păi câte vreți? N-a contestat nimeni. Eu am spus, în seara asta am chef să văd... Luați-o ca pe o invitație. Un teatru. Mâine seară din aprilie până în mai ține Primăvara Culturală Giurgiuveană. Sunt peste 20 și ceva de acțiuni culturale, unele dintre ele de primă mână. O să obțineți probabil un afiș electronic și chiar aș vrea să vă văd pe dumneavoastră pe acolo. Nu prea v-am văzut, să știți, așa la acțiuni culturale. Nu m-ați văzut pentru că de foarte puține dintre ele știu. Și cu timpul stau destul de rău, e adevărat, dar mi-aș face timp pentru... niște acțiuni culturale care să fie și de valoare și care să mă și atragă cumva. Să știți că unele sunt și de valoare și vă vor atrage. Luați-o ca pe invitație, repet, asta pentru că voi face o emisiune despre Primăvara Culturală Giurgiuveană. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc. În această seară, în această ediție a emisiunii care a trecut atât de repede încât am rămas aici. Nu zic că m-am pregătit eu prea bine, dar a fost o emisiune care a trecut repede și plăcut. Mulțumesc încă o dată, vă mai invit. Mulțumesc și eu. Și n-am vorbit despre ipostaza de prefect, nimic, nici nu vreau. Oricum o să venim să facem știri la dumneavoastră, la conferința de presă, atunci nu vă lăsăm. Sigur. În pace. Vă aștept. Spuneați dumneavoastră că fica dumneavoastră este la psihologie și a ales o specializare. Da.
spuneați că specializarea ține de... Terapii copii, familie. E, să vedeți ce emisiuni, la ce emisiuni invit eu juvenii. Joia viitoare cu doctorul Alexandru Trifan, psihanalist, și cu doamna psiholog Monica Răceanu despre tulburările din copilărie și responsabilitatea părinților, chiar pe domeniul ficei dumneavoastră. Sângelu Brebenel, mulțumesc că ați ales TV Giurgiu și emisiunea mea în seara aceasta. Mulțumesc colegilor George Voican, lui Vali Borniaruc și lui David Emanuel. Ne revedem cu siguranță joia viitoare. Până atunci, aveți grijă ce vă doriți, s-ar putea să vi se întâmple.